Marina Tauber rămâne încarcerată în propria casă. Solicitarea avocaților privind revocarea măsurii de arest și eliberare din arest la domiciliu a deputatei din fracțiunea Partidului Șor a fost respinsă de magistrații de la judecătoria Ciocana. Avocatul Aureliu Colencu a declarat că decizia va fi contestată la Curtea de Apel. Decizia magistraților de la judecătoria Ciocana a fost anunțată de Marina Tauber în fața instanței, acolo unde era așteptată de mai mulți susținători. Marina Tauber susține că decizia a fost una previzibilă. Solicitarea avocaților mei a fost respinsă, ceea ce înseamnă că eu rămân în arest la domiciliu. Eu vă spuneam că așteptări mari să nu aveți, pentru că vedeți cât de mult noi încurcăm mai Sandu. Anterior, președinția a menționat că nu comentează acuzațiile politice. Marina Tauber a ajuns din nou în arest la domiciliu pe 25 octombrie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel au admis recursul procurorilor și au schimbat măsura preventivă de arest. Parlamentara a fost reținută la scurt timp după ce oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegală a partidului politic Șor. Tauber este vizată în două cauze penale pornite pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat și falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului Șor. Potrivit procurorilor, s-a constatat că formațiunea ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizare de proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare erau folosite diverse canale de finanțare, precum Dubai, Viena, Monaco.